puțină răbdare. O vedetă pe care trebuie să o recunoașteți, Jokerul, vă reamintesc, la sfârșitul emisiunii o să vi-l dezvăluim, dar acum, înainte de a vă prezenta masca, vreau să vă prezint ajutoarele de mască. Îi știți deja, Spitalul Noua! Ia uite-i! Atenție! Ajutorul de mască vine imediat! Salut, băieți! Momentul vostru, da? Cu o vedetă mascată, o să vedem imediat. Ați repetat cu vedeta asta câteva zile bune, momentul ăsta. 5.000 de lei, 50 de milioane, Viorica. Dane, tu vrei să ne duci la Balamuc? Sau să aduci Balamucul la noi? Stai să vezi Balamucul. Stai să vezi Balamucul, Spitalul Nou, în câteva secunde, Mihăiță. Noi suntem la Spitalul de Glumeți. Da. Vedetă mascată, da? Cu tot. Domnilor, domnilor, nu, băi, domnilor, faceți loc, e important. Priviți scara, priviți vedeta și recunoașteți-o. Wow! Atât. Niciun cuvânt. Rămâneți așa. Nici măcar și gesturile s-ar putea să vă trădeze. Aveți nevoie de ceva? Ne gândeam că parcă n-ar mai fi cine ar trebui să fie, nici noi suntem. Deci aveți nevoie, ziceți-mi? Avem nevoie așa de un decor de cabinet medical. Hai cu decorul de cabinet medical, băieți, dați-mi decorul ăla. Ia uite ce acolo sunt. Suntem într-un cabinet medical în timp ce noi aranjăm decorul. Vreau să vă rog să-l priviți, să-l priviți, să-l priviți, să-l priviți, să-l priviți sau să o priviți cu mare atenție. E un bărbat, e o femeie, ăsta e secretul, 5.000 de lei. Orășenii, 5.000 de lei, oamenii care locuiesc la țară. O să începeți să vorbiți în câteva secunde. Aveți un text cu vorbe. Acolo, acolo la vorbe, s-ar putea să descoperiți vedeta. Priviți-o și descoperiți-o! Domnul doctor, domnul doctor, ajutați-ne, ajutați-ne! Ne-am tăiat pe plază de la Scoiț! Ne întoarcem acasă. Și tu, mă. Aoleu, păi în halul ăsta v-ați tăiat. Între noi ne-am tăiat, nu ne-am înțeles cum să le împărțim. Doamne, n-aș mânca ce mănâncă ăștia nici dacă m-ar chema Beer Grills. Păi și în cap de ce l-ai lovit, mă, cu toporul? E, n-ați observat? Este un pic cam nețoplit. Dar nu vă faceți griji, domnul doctor, acum este mai open mind. Mâncavăș, bună ziua! Unde este toaletele? Ce toalete, domnule? Toaletele, domnule, hai că trebuie să fie pe undeva pe aici, abia mai mă țin, nu se poate, trebuie să fie. Păi pe ușa de-asta am și intrat, scrie mare, urgențe! Nu intra acolo, nu intra acolo, e mare țeapă. Am fost eu, am intrat în cabină, simțim ce făceam pipilică, din boxă de sus, dintr-un difuzor, ți-a auzit o reclamă. Viitorul e în mâinile tale. Domnule, la cum arăta, cred că vine apocalipsa. Domnule. Dar n-o să țină mult. Vino cu eu cred că mai bine v-ați ocupat de astea două persoane, ei sunt infractori periculoși, să știți. Îmi pare rău, domnul doctor, n-am cum să vă ajut. Mă grăbesc acasă la nevastă mea, vrea neapărat un copil. Sper că ultimul, că mi-a promis că la 100, over, ne oprim. Eu chiar v-aș fi ajutat, că sincer n-am niciun chef, am o vârstă, stresat, nu mai funcționează. Dacă nu mai funcționează, ca polițist, aveți marele avantaj că puteți să chemați întăriri. Și mai există o posibilitate. Uite, vă fac o invitație frumoasă la mine. Am un băruleț underground. Acolo, domnițoarele, primesc băutură gratis în funcție de mărimea țânilor. Ce frumos! Însă să știți că nevastă s-a acolo cam moare de țete. Asta n-ar fi o problemă mare. Dacă vă interesează, vă pot ajuta cu un implant de silicon. Pe mine, domnul doctor! Am spus de silicon, nu de creier. Nu mă interesează implant de silicon, costă foarte mult și nu înțeleg de ce. Doctorul care pune silicon nu face nimic. Stă toată ziua cu mâna în țân. Înseamnă că eu sunt doctor? Poftim! Păi și eu stau cu mâna în țân, la nevastă sa. Da.
Hai, hai, că o problemă gravă nu aveți. O să vă dau totuși niște lecitină. Dar de ce să iau lecitina? În primul rând ca să nu uiți să o iei. Apoi vă zic mai târziu. Hai, luați amândoi niște iaurt ca să intre mai bine la stomac. Hai, și tu, și tu. Așa. Stai. Dar ce aveți de vă agitați în halul ăsta? Ia uitați, se scrie agitați înainte de consum. Domnul doctor, lasă-i să se agite. Cât să agite, am și eu o problemă personală că tot sunt la cabinet. Nevastă-mă în ultimul timp s-a extins foarte mult pe orizontală. Vă întreb dacă faceți doar cu silicoane sau și liposucții. Sincer, chiar e nevoie. Când facem una alta, e așa de mare, simt că fac sex în grup. Nu, vă zic sincer. Chiar e mare, e așa mare că are două conturi pe Facebook, zău! Domnule, în primul rând vorbiți frumos de soția dumneavoastră. Apoi, eu cred că problema asta de nervozitate vi se trage de la oboseală, domnule. E posibil că m-am cam trezit cu noaptea în cap. Da, domnule, da. Problema e că vă ține toată ziua. Ok, nu vreau să vă supăr, dar totuși eu n-am mai văzut... Polițist țigan, nu? Ziceți pe față, și mie mi-a fost greu la început. Păi când mă vedeam în vitrine prima dată, fugeam după mine să mă arestez. Noroc că n-a dat acum mașini să patrulăm. Uite, am venit cu aia de afară, BMW-ul la 20 din 90. Ăla cu numerea de Bulgaria, pe care scrie mare, siguranță și încredere, conci. Alo, dumneavoastră ați venit mai devreme așa tare prin toate gropile alea? Păi eu de unde să știu că e grob dacă la ieșirea din oraș scrie aici mare drum bun? Mă scuzați că am uitat să mă ocup de ăștia doi. Bă, nu v-am percheziționat. Scoateți tot ce aveți la voi. Țefu, 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 luați-ne, te rog, fii băiat finuț, că sunteți noi băiat finuț cu tine. Uite, dacă ne lați în pace, îți fac o mică donație. Uite, uite, un telefon azi atât de mic, încât se montează la mățeluță. Am văzut și eu reclama la telefoane mobile Colgate, nu? Un zâmbet alb și un semnal puternic. Dacă nu să vă placă acest cadou, o să vedem, să vedem altceva. Un televizor 16:9. De unde să aveți mâncăvași tehnologia voastră 16:9, voi? Păi voi nu dați banii vreodată pe 16:9, că vă nașteți cu 16:9. Hai, scoateți tot ce aveți, că pierd timpul cu voi aici. Ce e asta la voi, vericule? E cutie cu prezervative Logan. Ce faceți voi, pupavași, cu prezervative Logan? Vă duceți la munte, le folosiți ca sac de dormit? Păi pentru voi e mar și alea tico, băi! Hai, scoateți tot ce e în buzunare! Vă rog frumos să fiți, vă rog să fiți mai îngăduitor, să știți, pentru că dânsul este un caz mai special. De la o vreme s-a schimbat orientarea sexuală, au început să-i placă femeile. Nu, minte, lăsați-l în pace. Domnul doctor, dacă tot vorbim despre chestii de astea, uite, vreau să vă învăț ceva foarte serios, de viață. Mare, mare atenție! Știți cum vă feriți de un viol? Cum? Când mă vedeți, fugiți! Auzi? Eu nu vreau să fug! Doctore,